către Ministerul de Interne, prin care solicita explicații ale expansiunii imobiliare neobișnuite a romilor în Timișoara. A trebuit, așa cum prevede legea, prin intermediul prefecturii să-i facem un răspuns în care am căutat să dăm o explicație cât mai aproape de realitate și v-aș cita câteva rânduri din acest răspuns. Ca spațiu multicultural și multietnic, Timișoara a fost de-a lungul timpului un model de conviețuire armonioasă între numeroasele grupuri etnice care îl compun. Aceste grupuri etnice proveneau din toată Europa. Germani, unguri, sârbi, croați, evrei, ucrainieni și romi. Aceștia toți s-au adăugat românilor băștinași și împreună au trăit și muncit în pace. Banatul gestionant de ei a devenit o provincie bogată din fostul Imperiu Habsburgic. După evenimentele din 89 a apărut fenomenul de liberă circulație. Familiile mari de rom, Cărpaci, Stancu, Covaș, Novakovic, Gabor, se întorc din Occident cu bani mulți și folosind slăbiciunile sistemului, pun mâna pe zona istorică a orașului, beneficiind de consiliere remarcabilă, avocați, notari, funcționari publici, etc., și folosind câteva moduri de operare care nu dau greș, au reușit în majoritatea afacerilor în care s-au implicat să aibă succes și să aducă orașul în situația de acum. Combinând intimidarea cu ofertele generoase de bani pentru prima achiziție, de exemplu o cameră la subsol la prețul unui apartament în zona centrală, ajungeau și ulterior la ceilalți locatari și îi determinau să vândă spațiile pe care le dețineau la prețuri modice. Covârșitoarea majoritate a proprietăților aflate în posesia romilor s-au obținut de la foștii proprietari și urmașii acestora în urma retrocedărilor în baza legilor 10/2001, 112/95 sau 79/97. Din punctul de vedere al plății impozitelor și taxelor, populația romă proprietară de imobile plătește cam în proporția în care plătește și populația, restul populației orașului. Acest răspuns a fost trimis prefecturii și de acolo Ministerului de Interne și a ajuns la doamna Gabriela Firea.